Mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cucetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațințe războiul. Ei și ascult limba ca un șarpe, au pe buză o travă de zăpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare. Ei se încâmpase din curse și lasuri, cu rețele de-a lungul și îmi întind capcane, eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia minte, Doamne, la glasul rugăcerilor mele, Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile ca să nu se fărească. Asupra capului celui ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor, cărbunea prins să cadă peste ei, foc să fie aruncați în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.